Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Astăzi, împreună cu Bogdan, o să ghicim manelele în funcție de emoji. Data trecută am ghicit melodii, am pus așa o leacă... Am combinat. Exact, și am pus o leacă din fiecare gen de muzică așa. Acum am pus doar manele, frate, și avem puse pe telefon câte 10, fiecare în colțuri separate ale camerei, ca să nu fie discuții, să ne avem. Scuzați-mă puțin, zvarte, frate, vă ceva. Eu o să mă pun aici, Bogdan o să stea pe scaun, aici la mijloc o să fie emoji-ul și bombonelele. Și stați așa, băieți, mai am ceva. Deci mie. Da, chiar să desfacem una. Iertați-ne, vă rugăm noi frumos. Înainte să dăm drumul la vlog, nu uitați de linkurile din descriere. Avem Instagram și Facebook acolo, să-mi dați un follow pentru că de fiecare dată când postez un vlog nou, o să vă anunț acolo. Și fiți atenți acum la asta. Da. Ei, nu se mai pune. Da, ce bun e. Scrieți în comentarii. Dacă acum nu vă duceți să vă luați voi calementine și nu v-am făcut poftă, înseamnă că mințiți. Ești pregătit? Eu sunt pregătit să dăm drumul la challenge-ul ăsta, frate. Eu spun primul, nu mai facem nimica. Hai, las pe tine, ca să nu zici cât băia rău. Ia uite, orice aici. Inimă și inel. Știi sau nu știi? Nu știu. Nu știi? Nu, inimă și inel. Zic și eu acum, frate, este Jador, noua lui PS, cu inimi logodite. Am făcut bine? Da. Dar așa are el în titlu. O inimă și un inel. Am luat de la el direct. Nu știu piesa, adică am ascultat-o o singură dată. Și eu, doar o singură dată, dar nu știam. Nicio. Acum ce să mai? Eu mi-am dat ceva ușor, că... Dani Mocan, stă în România, că o am și eu. Deci, vede? Da. O scoate în joc. Hai, poate să mai numerești vreuna și ne egalăm reacția, cum ar veni. Eu sunt, deci, da? A ghici, băieți. Bine, că am dat și ușor acum, n-ați văzut că... Ce e? E perfect, deci dacă o iei în ordine și cum e... Dar nu-mi dau seama ce-i brâu. E făcut ca emoji 100% forță, exact titlul melodiei. Sună telefonele. Hai, zic că l-am făcut-o bine. Ba, da, forță am făcut-o. Nu înțelegeam aia difuzor cu telefon. Dar n-aveam ce spun că sună gen asta, știi? Încă a doua, eu sunt prost, eu la urmă, bine, că la urmă le-am pus pe alea top. Eu am început așa, crescendo, cum ar veni. Bine. Asta iar e ușoară, că știi, tu lasă. Plâng și trag dintr-o țigare, ce mi-a stâmpăr focul, așa e? Cine când? Nu știu cine. Nu mai depun, frate, dacă nu-mi zice... Neee, care, că n-am făcut așa, frate. Am de artist, lasă vrăjeala, am cine când, ia. Așa. Rămânem la titlu, ne-am certat, ne-am contrazis și rămânem doar cu titlurile, băieți. Este, văd eu acum, ia. Noi doi. Deci e luna, noi doi, dormim. Dorm sub cerul liber, ce dracu' e asta? Știi sau nu? Alo, nu. Nu știi? Băi, e luna, dai noaptea golanii, nu fac nani-nani. Bă, nu, mă gândeam așa, eu mă gândeam ceva romantic. Te văd. Fii atent, să te văd acum eu. Înfercinată la spital și regii. Însărcinată? Nu știu, frate. Păi cum adică, mă, dar ce-ai pus aia? Te bag în spital. Ce-ai făcut, mă, da? Știi sau nu știi, frate, întrebarea e simplu. Ăla-i artistul? Ultimul, ca, măcar, nu? Nu știu, băi, frate, nu mai tu știi ce. Nu știi? Nu, ia. Petrică Cercel s-a născut un rege. Am făcut bine sau nu? Da. În secundele astea vin 7 miliarde de melodii, de titluri. Te văd eu acum pe tine, ia zi. Asta mă știu, nu e aia cu Nelu Plăieșteanu? Da. Vine poliția, zine a toată marfa. Da, aia zis-o bine, uite, aveam aici. Vine poliția, zime toată marfa. De egal, băiți, am egalat situația. O melodie vechi, doar prin asta așa puteam să o exprim. La inimă m-ai ars. Da, mă, dacă... Ars direct focul și inima mai a luat foc inima. A luat foc, ars, arsură, da. Gradul 3. Fără țaram, da. Da, nu se pune. Da, ai luat punct 3-2. Mamă, dar i-am dat câteva, le-am dat, bă, ușoare, mă, deci te văd eu, Danule, la asta, tată. Mamă, America, plec, GPS, road, palmier, în America și Jamaica. Și merg, plec, palmier, America. Nu știu, mă, frate. Le-ai zis, sunt convins că e ceva cunoscut, dar nu-mi dau eu seama. Ai în vacanță, pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa. Ăsta-i steagul Africii și aici am făcut drumul hike, adică să plecăm, să mergem, că n-aveam ce să fac da, ceva. Bun pe construcții. Așa, tu ești. Aici, frate, nu cred că nu știu dacă ai tine să știi. Ai pus din alea cine, Maria Dragomiroiu și nu, Dălănescu. Nu, dar eu așa zic că trebuia făcut. E pe etape, gen... Ce se întâmplă așa? Mai întâi te ia... Nu mai zic, îi dai indicii la prost zi.
Băi, somnul știi bate după aia. Bă, uite aici, îți dau indice ăsta că n-am cum altfel. Aia, deci nu interpreta ca, nu dea smardoială, yeah. Așa, ca o mână întinse. Brațul perpendicular pe axa scamei. Ceva cu cerșător. Nu. Nu deci... știu, mă zic, mă enervezi. Nu, nicio... nu prea erau emojuri așa zici-vă de exprimat. Zici-vă de Adormeai pe mâna mea, așa se numește adormeai piesa. Adormeai pe mâna mea. Și ce n-ai pus un din ăla de somn? Ce ai pus? Ia că nu mai cum n-am pus? E bine mâna acolo cu adormitul, pe mâna mea nu prea aveai cum să faci asta cu pe mâna ce mea. Ce o smardel imediat. Da, nu știu, ai ales așa, trebuia să ieși tu atent. A fost grea oricum. Da, și de făcut zicem. Și de ghicit. Hai să te văd acum, Doamne. Foale. Glasul inimii, ce ai pus acolo? Nu știu, frate, îmi zici răspunsul, vorbești, zici final și gata. Vorbești inima. Păi, nu vine niciun titlu în cap, mă crezi? Te cred. Bă, mi se amestecă emojul din cap. Nu știu, să mă dau și... Vale Vigelie? Nu vin. Strigă cu mine, strigă cu mine. N-ai cum să faci, da, te iubesc. Da, da, n-ai da, cum să-l faci. Da. Este... La unele în titlu, cum e asta, cum faci, te iubesc, de exemplu. N-ai cum să-l faci, da. Nu e niciun emoji care scrie I love you sau da, ceva de exact. Genul, știi? Și e greu. Bun, hai să dau și eu ceva greu. Dansează în ploi. Dansează în ploi, în ploi, auzi, am vorbit și vezi. Dansează în ploi. Dansează în ploi. E acolo, eu de zic că se poate, așa, e bine. Nici nu știu ce melodie e, am zis doar păi da, că am luat din emoji. Păi da, că interpretezi titlul așa, e Carmen de la Selcioa, dansezi prin ploi. Da, hai să te bă la asta, Dan. Da. Ia fi atentat. Hai, Dan, n-ai cum să nu știi. Spargem pahare unul de fiecare, cine mă? Hai, noi bem, spargem pahare. Da, mă, asta. N-aveam cum să fac asta, spartul, da. Să-ți dai seama. Și da. Am încercat să pun un vrăjel în asta, da, așa cum s-a crăpat, bine, știi? Bine. Dacă vedeți și voi și vă uitați în imagini la emoji, pare că ciocanul ăla dă în ceva și înțelegi? Rămâne spărtâra acolo. Da, zic, m-am gândit e așa. E super ok. Deci acum tu nu știi pe asta, frate. Stau ca vulturul pe stâng și restul lumii pe lângă. No. Fii atent aici. Tu interpretează bine acolo imaginea, vezi că-s doi. Doi vulturi pe o stâncă? La un metru, așa, în nu știu cum zice la maneaua asta. O cântam eu mai înainte, înainte îți dau rec, de asta ți-a rămas în cap. Vulturul, multe. Nu știu. Nu știi? Nu știu. Doi vulturi nu au loc pe o stâncă, așa se numește, și cântă șaban, frate, regele din Babanața. Hai, lu, dacă știam melodia asta, n-am auzit niciodată. Cu iertare să fii, dar n-am auzit niciodată. Ești pregătit? Hai să vedem. Ia o pastă. Deci aici, în locul de ăsta, prima a ghicit-o e perfectă. Whisky și gin. Nu știu, frate. Nu e emoji pentru ceea ce e în titlu și așa că am improvizat. Whisky și cola. Zim, final, mă întreb pe mine, eu ce vrei, zic, da, Danle, asta-i. Whisky și cola. Ai, mai dezamăgim, frate, whisky și Red Bull. Aaaa. Da, nu, ce n-ai, mamă, șușanul și romeu, fantastic, frate. Nu mă așteptam să mă ghicești. M-am grăbit. Hai să-ți arăt aici, frate. Îi zice la ureche sau no. Ce faci? Ascultă, șoptește. Vorbesc la telefon. No. Ai doi artiști așa care cânt, bărbați și femei. Mai ajutat, dar mă gândeam că e o capră și un ied, mă gândeam că e un extraterestru și un animal. Mersi, frate, că-s doi oameni. Ca și cum eram în mijlocul oceanului și am aruncat un colac de sâmplat. Vorbesc la telefon, glasul tău l-aud mereu când sună telefonul. Da. Și când sună, nu mă ia, mă, ai văzut cu poți. Am contat și m-am gândit. Da. Bun, ai da, ghicit, bună, bună. Ultima? Hai să te văd, mi-a rămas așa. Ultima, da? Da. Fii atent, ia. Avion, aripi. Gândește că e ușoară. Da, gata, că știu, n-are ia-ți. Cum. Zboară milioanele. Da. După, și vin ca milioanele, știi? Da. Nu prea după... aveam ce să fac. Bani, bani, mi s-a părut că zboară bani și acolo sacul ăla mi se păreau mulți. Și am zis, gata, zboară milioanele, da, n-are da, cum, da, Nicolae e guță, dacă vrei să zic. E ușoară, stai hit, e poștii toată lumea, parcă. Băi, ia să vede acum, hai să vede, asta e ușoară, rău, dar 63 de emojuri am pus. Ce mă, asta, mă? A, mă, că e ușoară, mă, ba, da, am făcut-o exact ca la carte, ca la cartea de manel. Tu uite leacă acolo. În spațiu sau cum trebuie să-i pretez. Să mă pas înapoi, să vezi ce am vrut zic autorul. Chiar sunt de când mă știi. Măi, fii pe șoarchea, măi. Mi se pare ușoară tare, frate. Și după ce zic nu, așa, ți pare ia, să ia. Stați la un metru să intru în centru. Hai, mă, Danle, asta se mor tu ca așa. Băi, uite-ne acum! Un metru distanța, deci să fie un metru între, de la stânga la dreapta, un metru, ai văzut, am păi pus da, între. Era simplu de făcut, frate. Ia zic cum vrei să fac eu? Ia, fă-te. Hai să vedem. Da, să vedem dacă e mai bună a mea, da? Nu, și-mi lăsați, las că facem vot din ăla. Deci tu zici că aia era la tine, da? Da? Uite, frate, cum, așa zic eu. Nu prea are. Cum adică stai un metru
să intru, să merg în centru, în mijloc. Dar și la mine, eu am pus, fii atent. N-am înțeles, fii atent. Mi-ai pus toate emojurile alea 100, deci m-a durut capul când am văzut poza, gata. S-a, mi-a dat shutdown, era startul în 295. Păi și oamenii aveam 4 metru, l-aveam și eu. Așa. Distanța, da, de la unul la altul cu săgețele, trebuie să fie 1 metru. Pașii, când merg, să intru în centru, trebuia să fac așa un pătrat în care să fie cineva în centru. Nu mai contează oricum. Da. Dar am vrut așa să mă doare capul. Am vrut să vă arate și el vouă, că știi. Că știu ce să fac față, să stați la un metru, că intru în centru. Hai bă, Danule, ultima la mine? Da, și eu mai am una. A, mai ai tu una? Da. Hai, băi, dacă nu îi ghicești pe asta, Danule, deci dezamăgire totală. Ia fete. 200. De emojuri. Păi da, dar se repetă cuvântul. Supărat și din nou supărat. Supărat sunt iarăși, cum era? Zi finalul, cu care? Supărat sunt, Doamne, iarăși. Așa-i. Da. 100%. Adi de la Vâlcea. Da. Supărat sunt, Doamne, iarăși. Supărat. Vechi, rău. Forță, nu că vechi. Forță. Când zic vechi, vechi și forță. Forță, exact. Da. Hai că ți-arăt acum ultima mea melodie. Da, nu știu să zic acum o fi bine, nu o fi bine, dați cu pietre mine. Facem și rime. Dezmasca jos. Nu. Ceva cu masca? Să tagi? Să tagi, da, dar cu masca nu. Și fețele atunci, că alea-s două măști. Două fețe, două fețe, așa. Tași că ai două fețe. Nu știu, Doamne. De ce taci și te prefaci? Când așa, când așa, când supăra, când vețe. Scrieți în comentarii acolo cam care este scorul, că nu, sincer, nu mai știu, habar n-am. Da, vedem la editat care este situația la scor. Cam ăsta a fost challenge-ul nostru, sper să vă fi plăcut. Unele mai cu sens, unele cu mai puțin sens. Noi ne-am chinuit, ne-am dat silința, sincer să vă zic. Da, dar unele chiar n-ai cum să le faci, chiar, am zis. Sunt foarte grele, mai ales că nu avem emojuri și... Asta, că n-avem. Da, nu prea ai ce să le faci. Sper să vă fi plăcut, după cum am zis. Eu fac și cu un prieten. Seria asta chiar îmi place. Am ghicit și data trecută diferite melodii, acum cu manele. Dar cred că tot ai câștigat. Da, acum? Da, așa cred. Mi se pare că am zis mai puțin decât tine, nu știu, așa... Eu... Pe ansamblu... La multe am zis că nu știu. Da? Nu știu. În fine, vedem acolo la editat. Nu uitați să puneți clipul la story, dați-mi tag acolo, trimiteți unui prieten să vadă și el să se joace și el împreună cu noi. Până data viitoare, vă pupăm și vă respectăm. Ciao. Salut.